Și în acest moment, cred că ar trebui să ne uităm foarte atent la ce se întâmplă în armata din România. E foame de recruți. Ministerul Apărării a prelungit până pe 7 iunie perioada de înscriere pentru cei care doresc să devină soldați profesioniști. Doar 3200 de candidați au prezentat până acum, deși sunt disponibile 3800 de posturi. Asta în condițiile în care, în campania precedentă de recrutare, 6 din 10 candidați au picat la probele fizice și psihologice. Foarte bine. Târâși pe coate și genunchi, flotări și mers pe bârnă. Sunt probele de foc pentru cei care vor un loc în armata română, însă puțin le trec. Cea mai dificilă probă pentru candidații care optează pentru funcțiile de soldat gradat profesionist este proba de alergare. 25-30% dintre candidați pică la această probă din lipsa unei pregătiri fizice corespunzătoare. Marius a reușit și speră să îmbrace uniforma militară cât mai curând. Seriozitate, disciplină, un loc de muncă stabil. La început mi s-a părut puțin dificil. Mai am traseul de 2000 de metri, ce e psihologic. Ministerul Apărării spera să înroleze cel puțin 3800 de tineri până la 1 iunie, dar la apel s-au prezentat doar 3200, așa că perioada de înscriere a fost prelungită cu încă o săptămână și dificultatea probelor a fost redusă la un nivel mediu. Asta după ce în campania trecută 6 din 10 candidați au picat fie proba fizică, fie testul psihologic. Cu puțină pregătire, orice persoană cu vârsta între 18 ani și 45 de ani ar putea să treacă de aceste probe. În paralel, armata vrea să umple băncile școlilor și ale academiilor militare. Cei care vor să schimbe ținuta obișnuită cu uniforma militară și să devină subofițeri sau maiștri militari trebuie să aibă până în 28 de ani, iar ca să fie declarați admiși, candidații trebuie să treacă de probele fizice, psihologice și să fie declarați apt medical. Sunt disponibile peste 1500 de locuri în școlile post-liceale și peste 1200 de posturi de ofițeri. Emilian și Andrei s-au antrenat din greu pentru a reuși. Acum 4 ani m-am decis că vreau să urmez această carieră și a fost uniforma, primul lucru care mi-a plăcut cel mai mult. După aceea, așa, disciplina și faptul că pot ajunge ofițer în armata română. Mi-am dorit să încerc ceva nou și să încep o carieră militară chiar din punctul de jos, să plec de jos și să urc ușor, ușor. Potrivit datelor MAPN, salariul unui soldat poate ajunge la 5.000 de lei, în timp ce salariul unui ofițer poate depăși la finalul carierei 20.000 de lei, iar subofițerii pot câștiga între 3 și aproape 6.000 de lei. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.